Duminică, începând cu ora 10, la Târgul de Animale din Vața de Jos, are loc un eveniment savuros denumit Roadele Toamnei. Producătorii locali sunt așteptați în număr mare, aducând în fața hunedorenilor gustoasele produse tradiționale, dar și pentru a admira parte dintre cele mai frumoase animale ale gospodăriilor din comună. La eveniment va participa și Mircea Dinescu, iar producătorii locali vor fi premiați de către administrația din comună în semn de apreciere pentru munca pe care o depun. Am invitat foarte mulți, să zic, producători locali. Îl organizăm împreună cu GAL Țara Zarandului și Direcția Agricolă Hunedoara. Dânșii avea un eveniment în 10 cu producătorii locali din județul Hunedoara și am adus pe toți la Vața să fie un eveniment mai complex. Tot în cadrul acestui eveniment avem și niște ceaune vânătorești. O să avem 5-6 asociații care vin și pregătesc acolo un ceaun pentru oameni și o să le dea de mâncare la cei care vor să mănânce. Ne dorim să îi promovăm pe cei care fac ceva și produc ceva în comuna noastră. Ne dorim ca și alții să vină alături de ei și de noi. Nu va fi simplu pentru noi să organizăm acest eveniment și avem, să știți, că foarte mulți voluntari care vin să ne ajute, să invităm acolo pe toți cei care vor să vină la Vața. Vom avea și pe Mircea Dinescu invitat special acolo la Vața de Jos. Și anul trecut a fost și anul acesta va veni și sâmbătă și va găti în cadrul emisiunii pe care dânsul o face. Adică lumea poate să vină și sâmbătă, poate să vină și duminică de la ora 10 de dimineața. Vom face deschiderea, vom continua cu o mică ceremonie religioasă. După aceea, în jur de ora 12, vom avea și un spectacol folcloric și vom continua mai departe până spre seară cu programe, cu premieri, cu... Pe cine premiați? Bineînțeles, producătorii locali. Evenimentul va fi condimentat și cu un spectacol folcloric, pe scenă urcând renumitul taragotist Perabulz, Diana Selagea, Teodora Petruț, Mihaela Oprea, Vlad Lință și Dorinel Gavrileț, acompaniați de grupul instrumental condus de profesorul Ionel Coza.